De câte ori ați deschis porțile astea până acum? Au venit, cred că, peste 30-40 de cumpărători. Dar vizitatori au fost. Doar vizitatori? Da, și în ziua de Paște am lăsat grătarul. N-am avut nicio sărbătoare de când e la vânzare. Și 3-4 pe zi. Și evrei au venit. Interesați mai mult de istorie sau de clădire? Și de istorie. De cumpășești în curtea în care odinioară era iarbă grasă, tunsă uniform, a conacului de la Rătești, realizez că atunci, înainte de al doilea război mondial, aici era raiul pe pământ. Acum a ajuns o ruină din care a rămas doar parfumul de epocă. Ne aflăm în conacul lui Gheorghe Brătianu, de la Rătești, județul Argeș, în fosta bibliotecă. Așa. În această bibliotecă se aflau cărțile, o parte din cărțile, care au aparținut lui Alexandru Ion Cuza, legate în piele de vițel albastră cu stema Moldovei, cu bourul Moldovei pe copertă. Cărțile au ajuns în posesia lui Gheorghe Brătianu, deoarece mama dânsului, Maria Moruții, a fost nora lui Alexandru Ion Cuza. Cărțile au fost distruse de comuniști în 1945-50, după ce Gheorghe Brătianu a primit domiciliu obligatoriu în București. Cărțile, pianul, era și un pian aici, au fost aruncate pe fereastră, pentru că spuneau că sunt exploatatori, de către un primar care a fost fierar la Oarja, fierar, un țigan. Și periplul prin raiul de odinioară continuă. Acesta a fost camera aceasta a fost biroul lui Gheorghe Brătianu. Apoi o mizerie, așa. A fost cea mai frumoasă încăpere pe care și eu am prins-o la un moment dat, pentru că aici era biroul șefului de fermă. Avea lumina mascată așa din ornamentul acela care înconjoară pe sus camera. Era un birou acolo de lemn. Tot așa o bibliotecă din lemn. Aici pe peretele ăsta și pe două bibliotece erau practic. Conacul e ca și vândut. Anunțul de pe un site online de vânzări sună așa. În primul rând, aveți ocazia să cumpărați o poveste extraordinară a unei familii de excepție. O familie adânc împământenită în istoria neamului românesc. Conacul a aparținut istoricului Gheorghe I. Brătianu și este situat în satul Ticveni, comuna Rătești, județul Argeș, cu o suprafață de teren de 10.000 de metri pătrați și 8 camere la parter. Clădirea nu este locuibilă, se află inventariată în Patrimoniul Național al României la clasa B, terenul și casa au documente în regulă, cadastru intabulat, studiu geofizică, releveu arhitectural achitat, e acordată la rețeaua de energie electrică mono și trifazic, are apă curentă la poartă, canalizare proprie, deschidere stradală 65 de metri, este în centrul comunei vis-a-vis de postul de poliție, la est Biserica Ortodoxă a parohiei Ticveni I Valea Argeș. Preț 40.000 de euro negociabil, conacul împreună cu terenul aferent un hectar. Conacul aparține în acest moment unei societăți ai cărei patroni sunt doi italieni. Aceștia încearcă de mulți ani să îl vândă. Bibliotecarul satului este procurator în ceea ce privește permisiunea statului pentru a-l vinde și a găsit un cumpărător, care practic a cumpărat terenul cu tot cu clădirea de pe el, considerată bonus. A fost încheiat un antecontract între firma proprietar și un domn din București, un domn destul de tânăr, care are ambiția de a-l renova, de a-l restaura și curajul. Mai ales curajul de a-l restaura, s-a îndrăgostit de acest teren și mai ales de istoria conacului și în mod deosebit a familiei Brătianu. Nu credeam că o să mai vând vreodată, pentru că din ce în ce s-a degradat. În 2005 arăta mult mai bine, când au devenit proprietari actualii firma actuală, iar după fiecare iarnă se mai prăbușea câte ceva. Mi s-a estimat numai terenul, iar conacul cadou, pentru că este o ruină și se află și în Patrimoniul Național al României de clasă B. Localnicii în vârstă își aduc aminte cu nostalgie de vremurile trecute. Ion este septuagenar și spune că bunicul lui lucra la conacul brătienilor. Bunicul, Gheorghe Flăutaru, a lucrat la brătien. Ce făcea aici? Punea pepeni, cartofi și zarzavat, grădină de zarzavat, roșii, fasole, de toate, așa spunea ei. Se ocupa de agricultură? Da, de agricultură. Și cum erau brătienii atunci? Ce v-a povestit? Uite, că mare spunea, adică bunicul spunea că au fost niște oameni buni. N-a făcut, adică să facă rele.
Pe vremea lor a înflorit localitatea asta? Păi biserica e făcută de el. Mai bătrân ca Ion al lui Ion este însă Marin Pătru. Are 93 de ani și a lucrat când era copil pentru familia Brătianu. A prins vremurile când moșia era înfloritoare. Spune că nu era alta la fel de frumoasă în zonă. Mergea pe moșie domnul Brătianu, cartea în mână, a trăit cu... Vă vine să plângeți? Nu ne zicea nimic. Trecea, rămânea conașul ăsta, trăiți copii. Ia mici, eram cu vitile, ne jucăm. Conacul Brătienilor de la Rătești a fost construit în anul 1925 și a fost refăcut în anul 1958. Averea Brătienilor de la Rătești a cuprins conacul, mai multe anexe, un parc, toate construite în același timp cu casa, care are 8 camere, parter și o mică mansardă. În anii 50, conacul a fost transformat în întreprindere agricolă de stat. O parte dintre lucrările istoricului Gheorghe Brătianu au fost scrise și la Rătești, unde era pentru el mai mult o casă de vacanță. După Revoluție, conacul a fost lăsat în paragină. Un singur lucru mai trebuie adăugat. Modalitatea prin care comuniștii l-au deposedat pe Brătianu de avere. Începe cu expresia avem onoarea. Adică avem onoarea a vă lăsa în pielea goală, a vă lăsa fără nimic. Adică ați muncit toată viața așa cum vă lăsăm fără nimic. Avem onoarea a vă face cunoscut că prin procesul verbal, etc., sunteți expropiați total de terenul ce vă aparține la moșia din comuna Rătești, județul Argeș, cum și de bunurile agricole de orice categorie, inclusiv pădurile și viile, cum și a inventarului viu și mort, inclusiv animalele de rentă și producție.